Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, întrebarea este, se va retrage sau nu se va retrage? Da, știu că ați mai auzit întrebarea asta, de la începutul săptămânii o tot rostim. Dar astăzi, despre retragerea doctorului Cârstoiu se vorbește din nou, pentru că din Qatar, domnul Marcel Ciolacu îi spune doctorului Cârstoiu așa: nu putem merge mai departe dacă doctorul Cârstoiu nu lămurește toate acuzațiile. Și acum toată lumea așteaptă să vadă dacă domnul Cârstoiu va lămuri aceste acuzații. Doar unul dintre subiectele pe care, desigur, le abordăm în această seară într-un dialog cu Varujan Vozganian, vicepreședinte PNL, bună seara, bună seara, și președinte interimar al USR. Am mai citit asta. Al Uniunii Scriitorilor din România. Am citit într-o gazetă că sunt membru și că vreau să-mi schimb partidul. Am înțeles. Da. O să discutăm despre această situație de la Uniunea Scriitorilor, că și acolo e cu scandal. De niște ani mulți. Da, mi-aduc aminte, în 2005 eram proaspăt ales vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor și am avut o emisiune împreună. Așa, da, așa era. Da, da. Acei ani. Da. Colegi, închideți-mi și mie casca asta de aici, vă rog frumos, că mă aud ciudat. Haideți să vedem, domnule Vozganian, să vedem împreună. Dar știu ce vrei să mă întrebi. Ceea ce însă pe mine mă surprinde e totuși această diferență de unitate de măsură. Păi dacă ar fi să iai același șubler și să măsori și pe el, și pe Cârstoiu, și pe Piedone, atunci să vedem rezultatul. Pănicușor nu-l punem? O să ajung și la el. E ciudată poziția PSD. Yes. Sigur că și poziția mea e ușor ingrată, pentru că eu sunt abia de câteva zile în PNL și nu pot să mă abțin să nu fac comentarii și de analist oarecum, pentru că n-am fost implicat în negocieri. Dar nu e normal a doua zi după ce îl desemnezi să spui deocamdată e candidatul nostru. Pe urmă să pleci în Qatar și să spui stai puțin, până să lămurească. Încă nu e candidatul nostru, să se lămurească cu incompatibilitatea în care ce a făcut el? A făcut niște consultații. N-a furat, nu și-a trimis neamurile să ia contracte fără licitații. De aceea spun, ca să fim corecți până la capăt, ar trebui să facem și în legătură cu acest Piedone și în legătură cu Cârstoiu eventual o evaluare folosind aceeași OCA, nu OCA o mică într-un caz. Nu pare destul de evident, Varujan Vozganian, că domnul Marcel Ciolacu pare mai apropiat de ideea, spun, de ideea de a-l vedea pe Piedone în postura de primar general capitalei decât Cătălin Cârstoiu. Totuși, Cătălin Cârstoiu vine pe filiera Klaus Iohannis PNL, adică... Da. Da. Așa, și mai puțin pe filiera PSD-istă, ca să zicem așa. Și atunci, cred că dacă a fost înghițit în postura asta de candidat comun, a fost înghițit cam cu noduri, ceea ce se vede în fiecare declarație. Robert, am un avantaj, fiind în politic încă din vechi, precambrian, pot să fac apel la experiența mea. Am trecut printr-o lecție usturătoare cu PSD în 2020, când ALDE și cu PSD aveau o alianță pentru București, negociasem și candidații de primar, negociasem până și candidații de pe liste și ne-am trezit cu două zile înainte că PSD dă pasul înapoi și a trebuit să-l împingem pe Călin Tăriceanu într-o bătălie pentru care era cu totul nepregătit. Ce vreau să spun cu asta? Atitudinea de atunci a PSD a fost exclusiv din cauza presiunilor făcute de Dan Voiculescu și de Antena 3. Din nou? Suntem în 2020. Păi da, deci și atunci, deci, cum s-a mai întâmplat și în alți ani înainte de 2020, așadar, și se întâmplă și acum... În ultimul moment, da, presiunea exercitată de Voiculescu care a spus, adică voi vreți să mergeți cu ALDE fără mine. Moment în care PSD, ca să nu ducă disputa cu Voiculescu pe o zonă greu de controlat, a renunțat la ALDE. De aceea spun, PSD niciodată n-a avut grade de libertate de pline în relația cu acest post de televiziune Antena 3 și cu Voiculescu. Motiv pentru care cred că niciodată PSD nu a renunțat cu totul la această variantă. Pot să vă spun așa neoficial, că nu ne aude nimeni, că în discuțiile care au fost acum câteva zile, PNL a insistat
pe ideea că acest Piedone nu poate fi candidatul coaliției și a invocat diverse argumente de la gramatica limbii române. Stai că e interesant, dar de ce a trebuit să insiste PNL-ul că acest Piedone nu poate fi Numele lui a fost vehiculat. Dar posibil candidat al Alianței? O variantă, una dintre variante. Da. Sigur că în discuții, atunci când vorbești 4 ore, apar tot felul de variante din lăuntru granițelor țării. Dar PNL a fost în privința asta ferm și a invocat chestiuni care țin până la urmă chiar de bunul simț, că nu se poate face asta. Având în vedere mai ales că, repet, într-o evaluare și sumară, problemele pe care le are Piedone în biografia lui sunt cu mult mai năstrușnice decât cele pe care le are Am fost eufemistic. Am putea să le spunem sulfuroase, măcar. Nu este prima oară când PSD procedează în felul ăsta. Aduceți-vă aminte ce a pățit Cristian Diaconescu, care face parte din latura educată a clasei politice și care a fost trimis în bătaia farurilor ca un iepure prins acolo în întuneric, în timp ce Sorin Oprescu, independentul, a defilat. Personal, după atâta vreme petrecută în politică, spun că a lua un independent presupune o seamă de riscuri. Primul este exact acesta, că nu știu ce torsiune are, ce rezistență are la presiuni psihice și nu-i cunoște întreaga biografie pe care o existență de zeci de ani în politică i-o transparentizează. În al doilea rând, un independent întotdeauna va ține mai mult la prestigiul său decât la al echipei. Eu am avut colegi, colegi de mare prestigiu în politică. Am avut coleg cu Daniel Dăianu, cu Andrei Marga, cu Dumnezeu să-l odihnească Ilie Șerbănescu. La fiecare venea un moment în care ei nu mai mergeau înainte. Și eu am fost premiat la școală și olimpic la matematică, dar eu când am fost ministru știam că pentru a ajunge eu acolo ministru nu era destul că am terminat cu 10 facultate. Au fost oameni care au muncit pentru mine, au lipit afișe, au înghițit glodul străzilor și al ploilor și eu când termin guvernarea mă întorc între ei, ceea ce un independent nu face. De aceea, mai ales la o miză atât de mare cum e primăria capitalei, eu aș fi mers mai degrabă pe un om politic, dar acum dacă l-avem pe domnul Cârstoiu, eu zic să fim corecți cu el. Asta e interesant. Explică-ne și nouă, că vrem să înțelegem, de la tine, tocmai pentru că ai această experiență. Cum Dumnezeului a ajuns Partidul Național Liberal, spun de liberale acum, da? PSD-știi, mă rog, și la ei e valabil, da? Nu știi tu bucătăria lor internă, dar PNL-ul totuși. Cum a ajuns în situația în care n-a reușit să pregătească în niște ani de zile mulți, de care s-au scurs de la ultimele alegeri, un candidat care să-l concureze pe Nicu Șordan. Unul care să profileze încă de acum 4 ani. Dom'le, eu vreau să fiu, nu știu, Burdujul ăsta, de exemplu. Dacă de acum 4 ani de zile, cea dom'le, eu vreau să candidez și să concentra numai pe București și era, să zicem, de 4 ani de zile, bătea străzile Bucureștilor, astăzi era poate un candidat valabil pentru primărie. Încă această clasă politică românească nu și-a revenit după șocul pe care l-a îndurat din 2004 până în 2016-18, când clasa politică românească a fost deposedată de ceea ce noi numim high political profile, adică oameni politici de categorie grea și semigrea, care cu 3 excepții, Klaus Iohannis, Traian Băsescu și Dacian Cioloș, au fost toți atacați, începând cu Mihai Tănăsescu, cu Dan Ioan Popescu, Miron Mitrea, Hrebenciuc, Năstase, Ponta, Tăricianu, Vosganian, Bogdan Olteanu, etc., etc. Și încă nu și-a revenit clasa politică și n-a ajuns încă foarte deschis la acest nivel pe care îl avea. Nu spun că erau buni neapărat, dar erau oameni pe care nu puteai să-i miști totuși cu telecomanda de colo-colo. Aveau o anumită personalitate. Aveau personalitate, da. Asta este problema pe care o avem și încă nu ne-am revenit cu totul. De aceea, vedeți, problema n-a fost numai aici. Problema este că și până acum, de curând, candidații la președinție nu se anunțaseră. Ba chiar e un partid năzuros care face gălăgie pe străzi și vine cu agenții electorali de circumscripție voievozii României, care ezită să pună un candidat la președinție.
Așadar, asta e tema mai mare a clasei politice române. Hai să facem o paranteză, că e prea frumos ce ai spus în momentul de față. Cum ți se pare chestia asta cu candidații, să iei la remorcă în campania electorală marile figuri istorice, să defilezi cu Țepeș, cu Mihai Viteazu? Eu când aud pe cineva, da? Și ne întoarcem după aia face apel la Vlad Țepeș, așa? Îmi dau seama că respectivul e pierdut pentru democrație și că tot ce poate să ne ofere este o țeapă pe care să ne tragă el nouă. Îmi aduc aminte când Traian Băsescu promitea să umple piața Victoriei de țepe și cea mai mare țeapă până la urmă a tras-o românilor. Să nu ai încredere în cei care vin cu dreptatea în băț, pentru că ei or să încerce să împartă dreptatea cu sabia. Sunt două lucruri pe care le-am înțeles după ce am făcut Alianța Dreptate și Adevăr. Pe care le-am înțeles și m-am smerit. Cine proclamă adevărul vine numai cu propriul adevăr și este incapabil să înțeleagă și adevărurile celorlalți. Cel care proclamă dreptatea nu o va face decât cu sabia. De aceea, acestea două, sabia și egocentrismul axiologic, să zic așa, al valorilor, duc până la urmă la pierzanie pe cel care le proclamă. De aceea, când cineva vine cu Vlad Țepeș, e prima victimă a ceea ce el socotește că ar trebui făcut. A poporului îi place. Adică sunt oameni care se entuziasmează la efigii din această categorie. Dom'le, Vlad Țepeș, punem... O să vedem. Da? Mie mi se pare că este un drum greșit. Ar fi trebuit acest partid să personalizeze mai mult pe voievozii de azi decât pe voievozii din trecut. Eu l-aș fi pus mai degrabă pe Amza Pelea decât pe Mihai Viteazu, dar asta este o altă chestiune. Să ne întoarcem la chestiunea legată de candidat. Acum, eu spun așa, trebuie să fim... Te întreb așa direct, la ora asta, la ora la care discutăm. Eu mâine voi avea, îi anunț pe toți cei care ne privesc în acest moment, împreună cu Dan Andronic voi face un interviu în exclusivitate, practic într-un astfel de context, cu doctorul Cârstoiu la orele 12 la podcasturile Foarte din trei zile. El trebuie să facă Dar, te întreb așa, crezi că până luni Cârstoiu mai rămâne candidatul Alianței PNL-PSD? Că luni ar trebui să depună listele. Răspunsul la întrebarea asta vine din două părți. De la domnul Cârstoiu și de la presă. De ce? Doctorul Cârstoiu trage ponoasele unei atitudini pe care PSD și PNL au avut-o în trecut, crezând că a fi la guvernare și a susține presa prin mijloace, inclusiv legislative, e suficient pentru ca presa să fie de partea ta. Domnul Cârstoiu nu are o susținere de presă similară cu cele pe care le au Nicușor și cu Piedone. Asta e ciudat, iartă-mă. E o problemă, e ciudat, dar e real. PNL și PSD au niște contracte cu presa, slavă Domnului. Adică dacă le-ar folosi și pentru susținerea lui Cârstoiu, nu i-ar merge rău doctorului, ca să zicem așa. Știi ce am învățat eu? Că banul este foarte important, mai puțin în anul electoral. În anul electoral banul nu mai e suficient. Adică nimeni nu poate să... activează alte rețele, alte relații. Nimeni nu poate să cumpere o țară, nimeni nu poate să cumpere toată presa, pentru că apar influențe de altă factură care zic așa, e bun buzunarul ăsta în care mi-am pus banii, dar mai am un buzunar. Și care este pentru viitor. De aceea banul nu e destul. Deci, eu cred că problema doctorului Cârstoiu, pe lângă această atitudine a PSD, care a fost întotdeauna, hai să folosesc un eufemism, versatilă, este și relația cu presa pe care el trebuie să o restabilească. Dacă mă întrebați ce cred eu în asta, am văzut că doctorul Cârstoiu a recuperat o parte din sondaj. Eu cred că în momentul ăsta, dacă PSD și PNL reafirmă susținerea pentru doctorul Cârstoiu, iar doctorul Cârstoiu câștigă încrederea presiei, dacă se poate vorbi de așa ceva, atunci va avea și șanse în campanie. Eu vreau să urmărim împreună secvența asta care, din punctul meu de vedere, e năucitoare, totuși, având în vedere momentul în care apare astfel de declarație, făcută de domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, care astăzi s-a aflat în Qatar, sigur, însoțit de alți membri ai cabinetului, pentru diverse afaceri, pentru țară. Dar acolo presa, evident, că l-a întrebat în legătură cu doctorul Cârstoiu, că doar este subiectul fierbinte al zilelor, am putea spune. Și iată ce a răspuns domnul Ciolacu. Priviți. Eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliției a fost ca domnul doctor Cârstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor Cătălin Cârstoiu să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile.
Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cătălin Cârstoi de retragere. Am avut discuții în coaliție, cum și dumneavoastră aveți în redacție, privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuții cu stafurile tehnice și cu oamenii politici din coaliție. Dar nu e un lucru anormal. E un lucru... N-am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat. Dar dacă această conferință nu murește opinia publică... Haideți să ajungem. Primul pas este să țină această conferință și cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații. După ce iau în calcul că domnul Cătălin Cristoiu trebuie să iasă în spațiu public, în fața presei, în fața dumneavoastră, și să explice toate aceste acuzații. Eu nu i-am cerut lămuriri domnului doctor Cristoiu, pentru că nu mie trebuie să-mi explice. Dânsul trebuie să explice, fiind candidatul coaliției bucureștenilor, în ceea ce privește aceste acuzații. Eu nu sunt, eu sunt premier și sunt copreședinte a unei coaliții împreună cu domnul Nicolae Ciucă. Nu sunt nici judecător, nici specialist de la anii. Dânsul trebuie să explice aceste lucruri. Cum, de exemplu, doamna Clotilde. Am văzut că a explicat foarte greu. E corect că a luat bani de la primărie, în timp ce era primar. Cine? Domnul Cristoiu va ieși și va explica. Domnul Cristoiu nu este trimis în judecată. Domnul Cristoiu nimeni nu a trimis la un organ de cercetare penală. Ceva în ceea ce îl privește pe domnul Cristoiu. Cu adevărat, domnul Cristoiu trebuie să iasă să explice. Doamna Clotilde e trimisă în judecată. Domnul, cum îl chema? De la Voiculescu. Voiculescu. E trimis, nu știu dacă e trimis în judecată, dar a început, e suspect. A început urmărirea penală. Eu cred că pe domnul Ciolacu îl doare la bască în legătură. Robert, lucrurile e limpede, stau așa. Așa. Domnul prim-ministru l-a trimis la răstigneală pe Golgota, pe Cristoiu, și ca Pilat din Pont s-a spălat pe mâini. Păi... Stai puțin. Adică tu trimiți un candidat pentru funcția de primar și tu nu-l întrebi, îl trimiți să vorbească cu presa. Păi primul care trebuia să-l întrebe era cel care l-a trimis să fie candidat. Domnul Cristoiu trebuia să se explice amândoi lângă Cristoiu și Ciolacu și Ciucă. În fața domnilor Ciolacu și Ciucă. Stai să ne înțelegem. Domnul Ciucă nu-i ținut răspunzător, pentru că domnul Ciucă a fost corect cu doctorul Cristoiu. Domnul Ciucă nu l-a trimis afară și i-a trântit ușa la spate. Dar crezi că Ciucă e mai breaz? Fii atent aici. Îți arăt în momentul de față. Deci în vreme ce țara arde în legătură cu candidatul comun PSD-PNL, că asta e, da? Și Ciolacu mai are puțin și îi spune lui Cristoiu, du-te mă singur și cere-te afară, de că nu te mai punem candidat la acolo, așa? Îl pune într-o mare dificultate. Ce face domnul Ciucă? Domnul Ciucă și-a făcut clip de campanie, Varuși, am văzut. Deci zici că a intrat în campanie electorală pentru primăria, nu pentru primărie, pentru președinția României. Uite să privim, da? Deci domnul Ciucă are, începând de astăzi... De ce crezi că asta este un gest... Pentru că arde țara cu altceva. Putea să iasă cu un clip în care să spună, domnule, noi îl susținem pe Cristoiu, om bun. Țara arde, dar există mai multe modalități prin care poți să stingi incendiu. Ia să vedem dacă e vreun foc de stins, să zicem așa, din ce spune. Dacă e vreo tulumbă scoasă așa să stingă un foc, din ce zice în momentul de față domnul Ciucă. Privește. Nu, să nu dați asta. Mă bucur că există ideea aceasta că sunt un om prea bun pentru mediul politic și nu vreau să mă schimb. Trec deciziile politice prin prisma principiilor personale. Și chestiunea aceasta mi se reproșează. Nu odată am auzit că onestitatea nu este cea mai bună calitate a unui politician, iar eu nu renunț la asta. Ajungem să vedem chestiunea aceasta de bunătate ca nefiind o virtute pentru oamenii politici. Eu cred invers. Tata mi-a zis, zice, ascultă-i pe toți, dar dintre ale tale să nu-ți ieși. Dacă nu aș fi crezut că mai există șanse de schimbare a percepției despre clasa politică în rândul oamenilor, nu aș fi rămas în politică. Candidează la președinție. Așa cred, altfel nu se poate. Este un mesaj natural. Mi-ar plăcea să-l aud și pe domnul Ciolacu
cu un mesaj similar. Nu cred, repet, nu cred că acest mesaj este o irreverență la adresa lui medicului Crăstori, mai ales că PNL e ultimul care să fie acuzat de incorectitudine față de doctor. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu câteva chestiuni foarte, foarte interesante. Niște declarații ale lui Victor Orban care sunt tari de tot, dar și o gafă a lui Marcel Ciolacu făcută în Qatar, în care a încurcat lecția cu erecția, ceva de speriat. Ne întoarcem. Să depășim, zic, ușor, ușor granițele și să mergem să vedem, propun Varujan Văganian, ce se întâmplă dincolo de granițe, că la noi mai durează nebunia asta, o să tot fie tot anul ăsta. Apropo, pe cine vezi președinte anul ăsta? Cine o să fie președintele României? Mă anunți vicepreședinte PNL și pe urmă mă întreb pe cine văd președintele României. Păi, dar te întreb pentru că nu știu cine candidează la președinție din partea PNL. Tocmai vorbeam de incompatibilitățile doctorului Crăstoiu și le forțez pe ale mele. Nu. Eu, fiind în PNL, da, am să susțin o variantă pe care noi o socotim optimă. Și dacă această variantă va fi legată de domnul Nicolae Ciucă, o să încercăm să convingem electoratul că e bine să aibă în frunte un om în care poate să aibă încredere, chiar dacă nu e pe profilul pe care ne-am obișnuit de oamenii politici, s-ar putea ca tocmai asta să fie soluția. Așadar, problema nu este pe cine văd, problema este pentru cine mă străduiesc. Și am să mă străduiesc pentru candidatul pe care o va avea PNL. Bun răspuns, dar se vede că tu ai verbul la tine de fiecare dată din punctul de vedere. Da. Așa. Să ne uităm însă la un om care are și el verbul de multe ori la îndemână. E vorba de Victor Orban, premierul Ungariei, care pune din nou tururile pe Ursula von der Leyen și spune că aceasta trebuie să plece din fruntea Comisiei Europene. E cam gata. Și mai are declarații destul de dure Victor Orban, pe care însă le vom comenta pe măsură ce curge discuția. Deocamdată să vedem însă aceste declarații legate de președinta Comisiei Europene. Priviți! They created the so-called conditionality system, rule of law and conditionality system, which proved to be finally an instrument of political blackmailing. If you don't behave as we expect, you don't get the money. Ursula von der Leyen said clearly, Hungary will not get the money because of the migration policy, full point. Hungary will not get the money because of the gender, anti-gender policy, full point. So it's political blackmail. So now we have a leadership in the European Union with some major projects selected by themselves, like green transition, RFF policy, migration, war and sanction policy, and they all fail. The present leadership of European Union must go away, and we need new leaders. O avea dreptate, Victor Orban? Primul lucru care îmi ridică semne întrebare este următorul. Partidul domnului Orban Fidesz, un partid de mare, unul dintre cele mai vechi partide ale tranziției din Europa de Est, care a schimbat multe partide, este următorul. Totuși, el este în Partidul Popular European. Atunci când face un atac direct la candidata pe care congresul lor de la București a decis-o, întrebarea este cui folosește acest lucru? Adversarilor Partidului Popular European. În al doilea rând, el joacă o partitură care a văzut că ține în Ungaria, încearcă să alimenteze frustrările unei națiuni ca de la bătălia de la Mohaci de la 1526 a avut tot timpul probleme și teritoriale și politice și care după căderea Imperiului Austro-Ungar a fost destul de nepregătită în contextul european, încearcă să alimenteze frustrările jucând o carte naționalistă. Ungaria pe termen lung n-a câștigat niciodată pe un astfel de tip de politică, iar acum în concertul european, Ungaria încearcă să facă partitură separată, având o relație, să nu spun privilegiată, dar în orice caz o relație mai amabilă cu Rusia.
Deci în acest context Orban urmărește interese pe termen scurt. Nu sunt sigur că pe termen lung reușește. De ce spun asta? Se vede că mesajul lui este ușor exagerat, pentru că în politica de tip gender, în care nici România n-a excelat, între noi fie vorba, nici Polonia n-a excelat în a încuraja politicile LGBT ca pe un fel de ideologie autohtonă, România n-a avut represalii, a avut alte represalii. ALDE a pierdut, a început să piardă din momentul în care noi, unii dintre noi, am susținut acel referendum pentru familie. Pentru familie. E limpede că Orban exagerează. În același timp, el este un om politic care își vede interesul național, își vede interesul de partid și merge pe înainte. Întrebarea este în ce măsură interesul de partid, pe termen lung, merge cu interesul național. În orice caz, Ursula von der Leyen rămâne candidatul Partidului Popular European și dacă Ungaria alege să susțină pe altcineva sau să se abțină de la o susținere pe Ursula von der Leyen, e o problemă a Ungariei și nu este împărtășită de celelalte partide. Poate că joacă politic Victor Orban, totuși Varojan Vozganian. Pe de altă parte, privește cu luciditate asupra legătură cu niște eșecuri ale Comisiei Europene. Și aici vorbim despre tranziția verde, care a dispărut. La ora asta este, cum să zic, e complicat să mai vorbești despre tranziția verde. Migrație, sancțiunile impuse Rusiei, despre care au spus toți că vor face minuni pentru Ucraina și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu crezi că dacă am intrat ieri în PNL, brusc m-am culcat într-un fel și m-am trezit altfel. Am și eu gândirile mele și rezervele mele. Eu am avut rezerve atunci când s-a discutat chestiunea pandemiei și când România a fost silită să ia niște măsuri care erau histrionice în legătură cu vaccinurile și cu constrângerile și așa mai departe. Problema este în politică însă. Atunci când majoritatea decide un lucru și tu faci parte din acel grup, trebuie să mergi, cum zice majoritatea. Mi-aduc aminte când am intrat în PNL prima oară, că eu acum sunt expert în fuziuni cu PNL, am votat împotriva unei chestiuni legate de relația cu PD. Eu n-am votat pentru alianța cu PD în biroul PNL. Și firește, presa s-a năpustit pe mine. Și m-a întrebat, cum e domnul Vozgăia? Uite ce i-am zis. În biroul PNL, eu am explicat de ce votez împotriva PD. Dar în fața voastră, n-o să eu o să explic de ce PNL a acceptat alianța cu PD. Pentru că în afara partidului, eu nu pot să joc partitură, nu sunt tenorul din Sinfonia Nouă. De aceea Victor Orban procedează incorrect. Atunci când faci parte dintr-un partid popular european și vrei să pui împreună interesele europene și interesele naționale, atunci nu joci în felul ăsta. Așa și eu, sigur, aș putea să explic multe. Dar dacă s-a decis ca Ursula să fie candidatul Partidului Popular European, după ce va fi aleasă, să mă mai întrebi, că atunci o să spun din nou. Dar până atunci nu este corect ca tocmai eu, care sunt în partea acestei formațiuni, eu să arunc primul țurca între picioarele celui care aleargă. Da, dincolo de asta spunem că nu era Victor Orban, nu știu, să fie altcineva, sunt eu care vin și spun. Ursula von der Leyen a eșuat cu tranziția verde, da? A eșuat cu politicile pentru migrație, a eșuat cu sancțiunile impuse. Uniunea Europeană are o seamă mare, largă de probleme. Eu găsesc că cea mai importantă este că, din punct de vedere simbolic, cortina de fier încă n-a căzut și încă nu s-au omogenizat țările din estul și din vestul cortinei de fier. Asta mi se pare una dintre cele mai importante și că există mai multe viteze și există mentalități diferite și că e ceea ce mi-a spus o dată Lech Wałęsa. Când l-am întrebat pe Lech Wałęsa, domnul președinte, credeți că occidentalii erau pregătiți pentru ce ni s-a întâmplat în 89? Și Lech Wałęsa mi-a răspuns, știi ce, băiete, ce mi-a spus el, băiete, nu știu dacă noi, crezi că noi eram pregătiți pentru ce s-a întâmplat? Și mi-a spus, știi ce, poate că noi eram, dar ăștia sigur nu eram. Nu erau, da. Occidentalii. Deci mi se pare, asta e cea mai importantă. Sunt multe nerealizări, dar de aici și până a da vina pe președintele Comisiei Europene, o Comisie Europeană care este practic formată din toate
grupurile politice ale Uniunii Europene este excesiv, după părerea mea. Ursula von der Leyen nu decide de una singură. Nu e ca la guvernul României, unde prim-ministru decide singur și nu întreabă miniștrii. Acolo lucrurile sunt ceva mai complicate. Sigur că poți să dai vina pe Ursula von der Leyen, poți să ceri audieri pentru chestiunea vaccinurilor și așa mai departe, dar să focalizezi doar pe ea, ignorând contribuția grupurilor care sunt membre în Comisia Europeană. Dar tu nu simți nevoia în momentul de față unei discuții foarte intense, poate după aceste alegeri europarlamentare, poate zi, în legătură cu proiectul european? Eu duc dorul oamenilor de care am învățat în manualele școlare, de oamenii politici, de alții, de Gasperi, de Schumann, de Gaulle și de alții ca ei, duc dorul lor. Deci sentimentul meu este... La școală când? În manuale? În ce? Manuale pe care... În manuale pe care le citi după 89 sau cum? Înainte de 1989, eu la Biblioteca Americană și la Biblioteca Franceză... Înțeles, studiai... Stai puțin, aveai lecturi suplimentare. Parcă aveam o presimțire... Ai zis de manuale școlare, de-aia mă gândeam. Ce manuale ai prins tu? Samuelson și Friedman erau manuale școlare. Economics de Samuelson și Economics de Friedman erau manuale școlare. Da, crede-mă. Eu am avut o presimțire că ceva se va întâmpla cu viața mea, de-aia nici n-am emigrat. Începând cu securitate și terminând cu prietenii, toată lumea m-a îndemnat să plec în America, unde aveam puzderie de mătuși și de unchi. Cum începând cu securitatea? Și securitatea spunea? Eu am avut o problemă foarte complicată, poate vorbim o dată, în 1981, când trebuia să fiu și dat afară din facultate. Da? Ai povestit la un moment dat o chestiune, dar te împingeau. Da. Dar întorcându-ne la Victor Orban, el joacă corect pe termen scurt față de electoratul său, care îl susține. Deci are un parteneriat. Dar nu ești în politică, iartă-mă, Varujan. Dar pe termen, eu zic că lucrurile trebuie făcute pe orizonturi de timp care să se combine. Uite, Ungaria... Trump, prietenul lui Orban, joacă și el pe termen scurt în Statele Unite ale Americii. Nu cred că declarațiile pe care le face acum în campanie sunt cele pe care și le va pune în aplicare imediat după câștigarea noului mandat. Nu, și atunci, tot pe termen scurt. Trebuie să ne înțelegem. Da. Sunt diferențe. Trump în campanie poate să spună orice, pentru că nu este ținut să aplice până la alegeri, până când câștigă. Victor Orban este în funcție. Da. Victor Orban înțeleg acum că nu va susține candidatura Ursulei von der Leyen. Sau o va susține? Probabil că nu. Nu știu. Păi dacă nu va susține, atunci nu e în registrul lui Trump. Da. Deci nu, eu nu sunt de acord cu acest fel de a face politică. Nu întotdeauna restul Europei face ce vrei tu. Uneori și tu trebuie să faci ceva ce restul Europei. Putem să facem o discuție, mi-ar plăcea să facem odată o discuție și cu națiunea română și cu noi înșine despre soldul relației noastre cu Uniunea Europeană. Dacă a fost pozitiv, dacă a fost negativ, ce am avut de câștigat? Cred că a fost pozitiv. La ce am rezultat? Da, a fost categoric pozitiv. Deci nu, există însă voci care în permanență spun că ne-am vândut, că ne-am știrbit suveranitatea și așa mai departe. Așa și în legătură cu Victor Orban. El fructifică niște frustrări istorice. Nu, dar dincolo de Orban, eu uite, de exemplu, eu unul reclam care admit fără discuție, bine, în discuția noastră, nu ca și eu vreo piesă importantă în chestiunea asta, dar ca idee, spun da, soldul nostru este pozitiv, dar în același timp că cred că proiectul european are nevoie de un program de reformă urgentă. Așa, proiectul european trebuie în primul rând să lămurească dacă vrea să fie o Europa federativă sau Europa națiunilor. Bun, și asta s-a discutat. Are nevoie să știe, de exemplu... Filozofică, în al doilea rând, să vadă în ce măsură obiectivele interne corespund cu menținerea unei competitivități externe. Pentru că dacă tu forțezi, de pildă, pe chestiunea tranziției verzi, fără să impui Chinei, Braziliei, Statelor Unite, Rusiei și altora. Să impui Chinei? Păi, nu, să impui în sensul că să condiționezi politica ta internă de asta, atunci este iluzorie. În primul rând, că cerul e același al tuturor și că impactul va fi minor. Și în al doilea rând, efectele negative asupra competitivității vor fi majore. Pentru că dacă tu trebuie să pui 5 membrane la o fabrică care face azotat sau îngrășăminte, în timp ce chinezul pune 2 membrane, atunci lucrurile vor fi mai repede, mai ieftine și mai competitive. Europa a pierdut în demersul tehnologic din cauza faptului că a exagerat, adică și-a propus ținte
pe care nu le putea atinge și a forțat uneori lucrurile. Pe mine mă îngrijorează să constat că și în ceea ce privește armamentul, apropo de discuția cu Ucraina la care îți propun să ajungem un pic, Europa în acest moment este realmente într-o situație de vulnerabilitate maximă. Adică fără sprijinul Statelor Unite ale Americii, spre exemplu, da, toți europenii care păreau foarte hotărâți, gen Macron, da, așa, constată în momentul de față că nu pot mișca absolut nimic. Europa este marele pierzător. Nu știu cine va pierde până la urmă între Rusia și Ucraina, deși încep să am anumite bănuieri, dar în orice caz Europa a fost perdantă. Între Rusia și Statele Unite, Europa a fost perdantă și pentru faptul că nu a produs armamente pe care să le poată comercializa și pentru că nu e foarte limpede ce se va întâmpla cu Ucraina după încheierea războiului și ce anume va câștiga Europa în reconstrucția Ucrainei, pentru faptul că s-a provocat o criză energetică pentru care Europa n-a fost deloc pregătită, mai mult decât atât și a agravat singură situația interzicând centrale nucleare în câteva țări, diminuând extracția de hidrocarburi și așa mai departe. Așadar, Europa a intrat nepregătită în acest război și este la fel de nepregătită cu momentul în care războiul se va încheia și sigur că au fost minimalizate resorturile, resursele pe care Rusia le are pentru a duce acest conflict. Am departe și iartă-mă și încă ceva. Acest conflict a reușit un lucru dramatic pentru oameni. Două lucruri. Unu, tendința de reducere a arsenalelor nucleare începute cu proiectele SALT între Statele Unite și Rusia. Acum au căzut în derizoriu și tot mai mult se vorbește despre utilizarea sau în orice caz amenințarea nucleară în care intră în joc și actori precum Iranul, de exemplu. Și al doilea lucru, o planetă care fusese bipolarizată și care într-o vreme a înlăturat oarecum bipolaritatea prin poziția precară a Rusiei după căderea Uniunii Sovietice, ajunge acum la multipolarizare, ajunge la mai multe centre. Și dacă în aceste multe centre mai multe se unesc în dauna Occidentului, Occidentul va avea o situație precară. Da. Uite-te că China alocă 7% din produsul intern brut către apărare, în condițiile în care PIB-ul Chinei începe să fie comparabil cu al Statelor Unite și a scos din documentele oficiale enunțul care vorbea despre reunificarea pașnică cu Taiwanul. Deci acum există focare, există un focar între Venezuela și Guyana, unul în Orient între Iran și Israel, altul la Yemenul de Sud, altul în Ucraina, altul în Taiwan, pe care încep să roiască tot felul de avioane despre care nu știm cine le trimite și încotro. Așadar, toate lucrurile astea, Europa nu reușește să le domine în sensul de a-și păstra poziția privilegiată pe care a avut-o în timpul istoriei moderne. Sub semnatura lui Jamie Dimon, Politico, o publicație foarte importantă, apropo de informațiile și de sursele pe care le are în interiorul Uniunii Europene, publică un articol astăzi intitulat Ucraina se îndreaptă spre înfrângere, un articol devastator în sensul în care el prezintă o realitate nefardată, necosmetizată a ceea ce se întâmplă în Ucraina și vă citez câteva pasaje. Nu e vorba doar de faptul că forțele ucrainene rămân fără muniție, scrie Politico. Întârzierile Occidentului în ceea ce privește trimiterea de ajutoare înseamnă că țara este periculos de lipsită de ceva chiar mai greu de aprovizionat decât obuzele, și anume spiritul de luptă necesar pentru a învinge. Moralul trupelor e sumbru, măcinat de bombardamentele neîncetate, de lipsa de arme avansate și de pierderile de pe câmpul de luptă, scriu cei de la Politico. În orașele aflate la sute de kilometri distanță de front, mulțimile de tineri care s-au aliniat pentru a se înrola în armată în primele luni ale războiului au dispărut. În zilele noastre, potențialii recruți eligibili se feresc de recrutare și, în schimb, își petrec după amiezile în cluburi de noapte. Mulți dintre ei au părăsit țara cu totul. Explozia timpurie de fervoare patriotică din centrele de recrutare s-a evaporat. Se estimează că 650.000 de bărbați ucraineni, apți pentru front, au fugit din țară, majoritatea trecând clandestin peste graniță.
În urmă cu 2 ani, trenurile care plecau din Ucraina transportau aproape exclusiv femei, copii și bătrâni în căutarea unui refugiu. Săptămâna aceasta, aproximativ o treime dintre pasagerii unui tren care transporta oameni în afara țării era alcătuită din bărbați care ar fi trebuit să fie pe front. Dar cumva reușiseră să obține acte pentru a pleca din țară. Când politicul a întrebat pe ministrul de externe Dmytro Kuleba dacă simte că Occidentul a lăsat Ucraina să lupte cu o mână legată la spate, verdictul său a fost clar. Da, așa este, a spus el într-un interviu în biroul său la o oră după un atac cu rachete rusești la mijlocul dimineții. Zelenski a expus mizele și mai clar, spunând că Ucraina va pierde războiul dacă Congresul SUA nu intervine și nu oferă ajutor. Se pare din ce în ce mai mult că pariul lui Putin că poate înfrânge rezistența ucraineană și sprijinul occidental ar putea da roade, notează, cum spuneam, Politico. E dureroasă analiza, însă pare că așa stau lucrurile în momentul de față în Ucraina. Fără sprijinul Statelor Unite ale Americii, ajutorul acela de 60 de miliarde de dolari necesar Ucrainei foarte rapid și care nu apare în acest moment, mai ales că Statele Unite ale Americii par mai preocupate acum de situația Israel-Iran decât de situația Rusia-Ucraina. Ucraina are cel puțin 4 provocări dificile. Prima este cea care privește resursa umană, da, și în care lucrurile s-au spus. A doua este cea care au în vedere resursa militară și aici poziția Statelor Unite este într-adevăr dificilă pentru Ucraina. Al treilea este resursa logistică. PIB-ul Ucrainei a căzut cu mai mult de o treime. Sistemul energetic ucrainean este în mare dificultate. Al patrulea este într-adevăr de natură politică. Energiile planetei se disipează între mai multe teatre de conflict și Ucraina își pierde rolul privilegiat pe care îl avea ca centru al atenției lumii. Și sigur că la asta mai apare și faptul că, spre deosebire de problemele pe care le are Ucraina, Rusia se pare că nu le are. Moneda rusească nu a slăbit, resursele Rusiei sunt încă foarte mari. Într-un mod, mă rog, straniu totuși, Putin se bucură de suportul unei largi părți a populației, persecutând-o în mod inadmisibil pe cealaltă, dar în orice caz nu are probleme interne. Nu sunt fracțiuni interne care, ca atentatul împotriva lui Hitler, să organizeze ceva. El nu are un Rommel, un Canaris, un ceva în armată care să se fi săturat de acest conflict. De aceea Rusia are spatele acoperit și mai mult decât atât, foarte ciudat și tragic într-un anumit fel, Rusia și-a extins sistemele de alianță odată cu acest război. Adică Ucraina e mai singură decât Rusia, deși Rusia este agresorul care ar fi trebuit dezavoat de opinia publică internațională. Chestiunea este acum, dacă ar câștiga Ucraina războiul, ce ar câștiga? Dacă ar pierde războiul, ce ar pierde? În momentul în care Rusia a ocupat anumite teritorii, acele teritorii, exact ca și Nagorno-Karabakh în relația cu Azerbaijan, acele teritorii au început să fie depopulate. Ba chiar s-au organizat și alegeri acolo, referendumuri, administrația este rusească. Sunt lucruri care, așa cum s-a întâmplat cu Bucovina noastră, care n-a mai putut fi cerută pentru că între timp elementul românesc a fost subțiat, persecutat și scos din administrație, nu la fel și în Basarabia, unde orașele au fost rusificate, dar zona rurală încă a rămas foarte românească, slavă lui Dumnezeu, până în ziua de azi. E bine, e destul de dificil de crezut că Ucraina va reuși să reîntoarcă acele teritorii care sunt considerabile. Da, chiar și dacă ar veni sprijinul financiar american între timp. Vrei să ne amuzăm la final un pic? Așa, ca scriitor. Pe seama cui? Nu, pe seama nimănui. Că și mie mi s-au întâmplat o grămadă de chestiuni, mai ales în direct, ca realizator de emisiune. Dar aminte bietului domn Ciolacu, care a ținut astăzi o conferință de presă în Qatar. Și spunea, amuzament o să dăm această secvență, să nu se supere nimeni. Da? A încurcat lecția cu erecția. Hai să privim împreună. Statul Qatar organiza recent unul dintre cele mai de succes campionate mondiale de fotbal. Este
cea mai frumoasă lecție pe care ați predat-o tuturor celor care au avut la început îndoieli în această privință. Și este o lecție predată prin sport. N-ai avut niciodată un moment din ăsta în care să încurci, da? să se plimbe limba în gură, cum era, da? Da. Să întâmplă astfel de chestii. Da. Da, dar e bine să fim o clasă politică erectilă. Așa este, da. Chiar am avea nevoie de niște oameni politici care să... ce se întâmplă la Uniunea Scriitorilor? Dumnezeu să-l odihnească pe Nicolae Manolescu. Îți mărturisesc că ne-a luat... O să fii președintele plin? Cu totul pregătite. Asta e o întrebare ca cea... Pe cine văd eu președintele României? Da. Păi ce, ai contracandidați? Nu cred că ai. Până acum nu s-au evit. Noi acum o să avem o modificare de statut. Vreau să reintroducem două mandate. Dar o să te împaci și cu cei cu care v-ați certat? Sau cu care s-a certat Nicolae Manolescu? E o mare întrebare asta. Cu unii am început să conciliem. Chestiunea este, nu e legată atât de disputa lui Nicolae Manolescu cu ei. Disputele sunt vechi și noi le-am moștenit și a trebuit să le ducem mai departe. Erau dispute între personalități accentuate, Nicolae Manolescu cu Eugen Simion, cu Nicolae Breban. Veneau lucruri din trecut. Noi avem puține resentimente unii față de ceilalți și eu sper ca breasla, Uniunea Scriitorilor, să fie mai acoperitoare asupra breasle. Sunt deja colegi care au stat până acum mai departe de Uniune și care acum se reîntorc și am dialoguri foarte bune. Mulțumesc foarte mult că ai fost în această seară cu noi, Varu Jean Bosganian. Te mai așteptăm în emisiunea Sub semnul întrebării. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Metropola TV pentru că urmează dezbaterile Metropolei cu Radu Preda, care are invitați pe Ramona Strugariu, Mirel Curea și Liviu Pop de la orele 22, adică imediat. Rămâneți cu noi.